Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 4. Vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați uitat un număr atât de mare la episoadele trecute și pentru că de fiecare dată George ne întrerupea din emisiune, am decis să-l invităm de la bun început pentru că el are niște chestii foarte importante să ne povestească. George, te rog! Mulțumesc, Mihnea, pe foarte mult timp îmi doream să fiu invitat la emisiunea asta, dar nu să intru. Iată că dorința s-a împlinit. Și... Voiam să spun câteva lucruri acum în episodul acesta despre siguranța noastră pe timpul vacanței, pentru că am înțeles că și tu te pregătești de concediu și eu mă pregătesc de concediu și vrem să mergem la mare, la soare și trebuie să știm câteva lucruri despre ce se întâmplă vara atunci când circulăm, pentru că apar diverse pericole, să spunem așa. Pericole atunci când conducem, unul dintre cele mai importante. Foarte important să ne hidratăm, pentru că atunci când nu ne hidratăm și e și cald afară, ne va scădea viteza de reacție și nu vom mai putea anticipa toate pericolele din trafic. Să păstrăm o distanță între noi și mașina din față cât mai mare, pentru că fiind cald, distanța de frânare crește. Să păstrăm viteza regulamentară și foarte important ca centurile de siguranță să le avem atât noi cât și ceilalți din mașină. Chiar și în spate? Chiar și în spate, mai ales dacă avem copii, să avem scăunele pentru copii și centurile trase pentru pe scăunele. Da. Ok. Super. Mulțumim, George. Mulțumesc și eu. Vacanță plăcută și vouă, vacanță plăcută și ție, vacanță plăcută și mie. Și noi o să trecem la partea de știri. Prima știre din acest episod este că Unilever a fost prezent la Never See prin brandurile Ben & Jerry's și Algida. Dacă vreți să aflați ce alte lucruri minunate vom face în această vară, rămâneți cu noi, pentru că în a doua parte a emisiunii veți afla mai multe detalii despre tot ce facem noi în această vară și nu numai. Mai departe, am vrea să o felicităm și noi pe Simona Halep, cu o mică întârziere, este adevărat, pentru că a câștigat Wimbledon. Suntem foarte mândri de parteneriatul dintre Rexona și Simona și dorim mult succes pentru restul sezonului. Mai departe, aș dori să vorbim despre noua campanie de la Dove, Show Us, care invită industria de advertising să folosească imagini care să arate că frumusețea înseamnă diversitate. În parteneriat cu Getty Images, Dove a creat o galerie cu 5.000 de poze cu femei din toată lumea, dintre care 3 din România, care pot fi descărcate și folosite gratuit. Mai multe detalii puteți afla pe dove.com/showus. Nu în cele din urmă, Napoca a lansat o campanie care vă invită să copilăriți la orice vârstă. Prin faptul că putem să petrecem timp alături de copii, să ne jucăm cu ei, să învățăm lucruri noi, retrăim momente frumoase din copilăria noastră, când parcă totul era mai simplu. Napoca vă invită să deveniți voluntari în Asociația Ajungem Mari, unde voi învățați pe copii ce știți, iar ei vă învață ceea ce contează. Dar mai bine, haideți să urmărim un videoclip. Adulții poate au tot, dar copiii știu să se bucure de tot. Copilărește-te, pentru că cei mai fericiți adulți sunt cei care își păstrează farmecul copilăriei. Află cum devenind voluntar pe ajungemmari.ro. Tu înveți ce știi pe cei mici, ei te învață ce contează. Napoca susține copilăria la orice vârstă. Sper că v-a dat un pic de gândit, nu neapărat titlul emisiunii, cât TVC-ul pe care l-ați văzut mai devreme cu Napoca. Și astăzi am adus alături de mine o parte din echipa de Înghețată. I-am adus pe Cristina Dima și pe Nuțilie ca să ne povestească astăzi exact lucrurile frumoase pe care le facem noi cu Înghețata în timpul verii. Și nu numai. Și nu numai. Bine ați venit! Bine. Și aș vrea să începem o mică istorie a voastră în Unilever și în afara Unilever-ului. Păi, ca să fac scurt, aș spune că nu mai e foarte bun, mai sunt până pe 19 august, câteva zile până când împlinesc 17 ani în compania Unilever. Ca urmare, iată, aproape sunt majoră în această companie. Iar înainte de Unilever, povestea vieții mele se leagă de Brașov, care este orașul meu în care am crescut și am trăit în momentul în care viața m-a adus, practic, în această companie. E cea mai lungă relație a mea. 17 ani cu aceeași companie. La mine lucrurile încep de mult mai așa. Da, eu am trecut majoratul cu câțiva ani buni. Am avut un pic de personalitate în a decide ce fac cu viața mea și întotdeauna a fost pe dos decât și-au dorit părinții mei. Nu mi-am zis, asta nu e pentru mine, da, deci asta cu cifrele și cu numerele atât de precise nu e ceva ce-mi place. Și atunci am hotărât că banca ar trebui să fie... Și m-am dus să lucrez la bancă. Acolo am prea mai puțin decât atât, nu mai cred. Aveam un prieten care lucra ca și merchandiser la o renumită firmă
internațională și mi s-a părut foarte cool. Mi s-a părut foarte cool pentru că se câștigau bani mulți, aveai mașină și câștigai și comisiuni. Uh-huh. În funcție de cât muncești. Apoi am nimerit la un level, într-un final, acum 24 de ani. Eu mai am vreo 3 luni până împlinesc cei 24 de ani. Și ca și Cristina, încă vin cu plăcere la birou. Acum am văzut istoricul vostru, dar haideți să vedem și istoricul Unilever, pentru că noi nu avem doar un brand de înghețată, noi avem mai multe. Și cele noastre sunt Agida, avem niște Ben & Jerry's în spate, mai devreme am văzut o reclamă de la Napoca. Câte sunt de fapt și cum reușim să le integrăm atât de bine în Unilever? Păi, aș spune în primul rând că suntem cea mare firmă din lume de înghețată. Suntem numărul 1 la nivel global, în market share de 33% total. Așadar, una din trei înghețate care se consumă pe acest pământ este înghețată sub umbrela Algida. Înghețata, dincolo de toate, e despre happiness, despre fericire și despre momentele plăcute ale vieții. Da? Contează mai degrabă nevoile consumatorilor, ocazie de consum, ce vrea un om când se apropie de un cabinet înghețată și dacă noi avem portofoliul nostru, acea înghețată care să împlinească lui acea dorință de moment. Pentru că suntem în o categorie de impuls, în care oamenii aleg mai degrabă sub impediul dorinței de moment, a dorinței de a consuma într-un anumit context, într-un parc, pe o plajă, o înghețată, un moment de bucurie. Ei bine, ce o bucurie unui om diferă foarte mult. Sunt momente în care îmi dorim o înghețată ușoară, lejeră, de, nu știu, de vară, cu fructe și atunci ne trebuie în portofoliu și astfel de produse, care de obicei sunt sub brandul Algida. Alteori ne dorim ceva, un răsfăț total, ne dorim un produs, ne dorim o înghețată care să fie un desert decadent și pentru asta avem Magnum. Alteori ne dorim poate o înghețată simplă cu lapte și atunci pentru asta avem Napoca în portofoliul nostru, care este un brand născut în 1973 în România. Alteori ne dorim un desert mai sofisticat pe care să-l putem servi, nu știu, acasă la finalul unei mese cu niște musafiri pe care avem și pentru asta avem Candor. Nu te duci să-ți iei o înghețată când ești deprimat. Înghețata este despre când te simți bine. Bridget Jones te contrazice, ar lua un pai de Ben & Jerry's. Poate că asta e frumusețea acestei zone din setul de brand-uri Unilever. Zile pe care le-am discutat la începutul anului, știm că Unilever a mai achiziționat încă două brand-uri. A mai achiziționat Betty Ice și Danny Ice. Danny este în Bulgaria, Betty este un brand românesc. Ce poate învăța Unilever de la aceste două branduri pe care le-a adus în familia noastră? Foarte multe. De învățat. Sunt două branduri dezvoltate de antreprenori, da? Și în Bulgaria și în România. Sunt în spate doi antreprenori bine cunoscuți. Și faptul că au ajuns unde au ajuns nu este întâmplător. Au avut o viziune, au avut focus, da? S-au ocupat exclusiv de înghețată, că asta este un lucru extrem de important, și au făcut un produs deosebit. Sunt multe de învățat. Da? Și corporații câteodată cresc one size fits all. Ai sentimentul că un brand global poate acoperi toate nevoile și nu e întotdeauna adevărat. Eu spune că sunt două branduri care trebuie să respectate pentru ce au ajuns să fie într-un timp destul de scurt. Obsesia pentru gust și pentru produsul final se simte în fiecare lucru pe care îl fac și în modul în care vorbesc despre înghețată. Și asta e un lucru pe care aș vrea să-l ținem foarte strâns în cadrul echipei noastre. În partea de știri am vorbit un pic despre Ben & Jerry's și Algida că au fost la Never See și dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, știu că vremea de afară când filmul noi astăzi nu prea pare că este vară pentru că plouă. Da, sperăm că atunci când vă uitați să fie soare și foarte cald afară și să aveți poftă de înghețată. Am fost la Never See, dar vara nu s-a terminat, nu mai avem festivaluri. Unde mai mergem cu înghețata? Unde să mai fie brandurile noastre prezente? Din nou, în primul rând, nu plecăm doar vara înghețata în țară. Am început seria de evenimente din aprilie,
festivalul Spotlight din București, vreo 10 evenimente de tip Food Truck Festivals, așadar toate, nu știu, orașele, de la Cluj, la Timișoara, Constanța, București, Ploiești, Craiova. Apoi a urmat primul festival mare, Never See, care cumva doar deschide seria de festivaluri din acest an, pentru că mai urmează Antol, chiar săptămâna aceasta începe la Cluj. Ce surpriză, ce surpriză, da. Și, ok, nu mergem doar vara, ce urmează după? Avem niște planuri pentru sezonul de toamnă? Păi continuăm cu aceste, da, mai avem încă 15 evenimente care durează până prin septembrie, chiar și octombrie. Așadar, încercăm să extindem nu neapărat vara, cât sentimentul de vară și de bucurie. Și mai apoi construim un plan pentru iarnă. Asta vine cumva contrar accepțiunii generale, care presupune că înghețata intră așa într-un cont de umbră odată ce se termină vara și nu mai știm exact, și recunosc că este și o curiozitate personală, cu ce se ocupă departamentul de ice cream în off-season. Pentru departamentul de înghețată, munca începe din octombrie încolo. Este partea de vânzări care lucrează cu o intensitate crescătoare din martie și până în septembrie. Back-office-ul, partea din spate, care începe să gândească și să creeze pentru sezonul următor, începând cu septembrie-octombrie. Și, de fapt, toate planurile, chiar mai devreme. Din martie, începând, deja planificăm următorul sezon. În acest moment, noi lucrăm la partea de ambalaje pentru sezonul 2020. În toamnă vom dezvolta portofoliul local, adică Napoca și Eskimo în Bulgaria, brandurile locale, precum și Betty și Deni. Noi avem câteva crezuri de la bunici, da? Îngheța de aduce roșu în gâci, alte lucruri de genul ăsta. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu are nicio legătură, afară există terapie, da? Pentru roșu în gâte, terapie cu înghețată sau fulgi de gheață. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Sper că v-ați distrat și că v-ați simțit bine. Pentru mine a fost o plăcere. Sper că și voi ați îndrăgit acest episod. Și ne revedem luna viitoare. Între timp, fiți siguri că mâncați înghețată. Dacă faceți roșu în gât, iată, poate mai bine mai multă înghețată trece. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem luna viitoare cu un alt episod. Pa, pa!